De când am început, din 2012 și până acum, am văzut o creștere înzecită, cel puțin, a acestui fenomen. Datorită nouă, dar nu numai. Și sunt foarte multe entități care lucrează în momentul de față pentru a promova designul și creația românească. Datorită tuturor acestor factori, se vede o creștere pe piață la nivel de cunoaștere a designului și de înțelegere a lui. Este vorba mai degrabă chiar de o creștere culturală, aș spune, pentru că designul înseamnă cultură, designul înseamnă cunoaștere, înseamnă înțelegere în sine. Deci este o înțelegere a înțelegerii. Și noi ne bucurăm foarte mult de lucrul ăsta pentru că suntem designeri și atunci când vedem că se întâmplă ceva în piață, evident ne bucurăm alături de cei pentru care se întâmplă. Pentru a aduce atenția asupra designului românesc, am organizat, în primul rând, târguri. Primul eveniment pe care l-am făcut aici la Designer a fost târgul de Crăciun, numit Moș Designer. A fost, de fapt, un târg lansat pe 4 decembrie 2012, târgul de Moș Nicolae. Noi l-am botezat Moș Designer, pentru că era vorba de obiecte de design. Dar s-a continuat într-un eveniment care a ajuns un târg cunoscut de cadouri de iarnă. În afară de aceste evenimente pe care le organizăm noi, am participat la evenimente organizate în Italia, de exemplu, Târgul Internațional de Mobilă de la Milano, este cel mai prestigios târg din Europa, la care noi am fost cu obiectele de design create de români. După care, în 2013, în toamnă, am participat la Bifesim, cel mai mare târg de obiecte de design și mobilier și accesorii din România. Anul acesta am fost pentru a doua oară la Bifesim și răspunsul, sau mai bine zis, cererea publicului, am văzut că a crescut foarte mult și mai ales recunoașterea publicului față de designul românesc. În afară de acestea, avem foarte multe evenimente pe care le facem pentru a motiva designul, pentru a aduce împreună designer, producători, oameni din alte domenii, marketing, de exemplu, sau vânzări, sau fotografie, domenii conexe cu designul. Aceste evenimente se numesc Design la Rece. Este o serie de evenimente pe care le organizăm cam la o lună, la care vin vorbitori din aceste domenii și au ocazia să stea de vorbă cu designerii și să facă niște schimburi de idei, să vină cu lucruri noi din domeniul pe care ei îl cunosc mai bine, iar designerii beneficiază de aceste informații și pot să spună ce ar avea și ei nevoie din domeniile respective. O să încep prin a spune că de când am deschis designer, n-am mai trebuit să mă duc nicăieri să cumpăr cadouri. Deci tot ce am nevoie de a face cadou este aici și sunt de fiecare dată foarte încântat să pot să aleg ceva din magazin și să le fac cadou prietenilor mei. Obiectele pe care le avem aici, toate au câte un folos special. Unele sunt boluri pe care le poți folosi ca să bei ceva sau ca să mănânci muesli din ele, altele sunt ceasuri, altele sunt poșete, altele sunt corpuri de iluminat sau piese de mobilier pe care te poți așeza, mese. Nu pot să spun că există obiecte preferate. Dacă am nevoie, de exemplu, de un scaun, normal că voi prefera un taburet sau un scaun cu spătar, dar oricare dintre aceste obiecte îmi sunt foarte dragi și cred că cel mai important este că le știu pe toate, le înțeleg pe toate și simt procesul de creație din spatele lor și îl pot explica. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, înseamnă foarte mult pentru colegii mei care la rândul lor știu totul despre aceste obiecte și ne simțim aici printre ele ca acasă. Fac parte cumva din casa noastră pe care ne bucurăm să o împărtășim cu oricine vine în vizită la noi.